Bună ziua, din păcate nu voi repeta toate explicațiile și situația identificată la Centrul Colibri. În calitate de director general al DGSPC Neamț, vă voi prezenta o sinteză a situației existente la data controlului. În ce privește asigurarea condițiilor de găzduire și igiena beneficiarilor, acesta este atributul Centrului Războieni, a serviciului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități colibri, respectiv a conducerii centrului, a persoanelor de specialitate, de îngrijire și educație, conform atribuțiilor prevăzute atât în regulamentul de organizare și funcționare, în fișele de post, precum și în ordinul 82 din 2019, care prevede respectarea standardelor minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități. Astfel, la anexa 1, standardul de îngrijire și asistență prevede că centrul rezidențial asigură servicii de îngrijire și asistență pentru beneficiari, iar rezultatul standard obținut este beneficiarilor le este asigurată îngrijirea și în baza evaluărilor nevoilor personale. Din informarea Centrului Războieni, acțiunea de control a început la ora 8:20, ora la care personalul de îngrijire conducea beneficiarii pentru a fi servit micul dejun. Igienizarea spațiilor de cazare și de igienă personală a beneficiarilor fiind realizată după asigurarea micului dejun. Din păcate, fotografiile apărute sunt a unui beneficiar diagnosticat cu schizofrenie, tendință de izolare, cu refuz verbal, cu neglijență vestimentară, rupe haine și pierde încălțămintea, refuză să se încalțe, fără control sfinterian. Fotografia, din păcate, cu tălpile murdare, acesta, întorcându-se de la masă, nu dorește, sunt momente în care el nu dorește să folosească încălțămintea. Centrele de abilitare și reabilitare au o preponderență, mai ales acest centru politic, care au preponderență beneficiari cu diagnostice psihiatrice, cu retard mental, oligofrenie, tulburări grave de comportament, agresivitate și hiperagresivitate. Sunt centre în care rolul îngrijirii și educării este foarte important și trebuie să se realizeze zilnic. Se realizează zilnic, fapt dezbătut împreună cu directorii de centre rezidențiale și în ședințele de lucru și urmărit în cadrul vizitelor de monitorizare efectuate de personalul de specialitate cu atribuții din cadrul DGSPC Neamț. Procesul de educare a beneficiarilor se realizează zilnic, dar durează ani din cauza afecțiunilor de care aceștia suferă, încă din copilărie, o parte din ei provenind din sistemul de protecție a copilului și nu sunt capabili să rețină și să efectueze uneori cele mai mici acțiuni. În ce privește planul de restructurare prevăzut pentru Casa Colibri, avea ca obiectiv finalizarea complexului de servicii PIN, realizat prin PIN Bibiri, Planul de Interes Național, susținut de către ANPDBD, care este în implementarea DGSPC Neamț, complex care încă nu este finalizat, motivat de prelungirea de la finele anului 2023 pe care ANPDBD a realizat-o pentru ducerea la îndeplinire a acestora. La această dată, prin PIPIRI are termen de finalizare 31.11.2024, termen prelungit și care vizează dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități prin crearea de servicii sociale alternative în comunitate, un centru de zi și trei locuințe
locuințe maxim protejate, câte 8 în acest centru, fiind ca și soluție, cei 18 beneficiari care sunt peste capacitate la acest centru colibri, fiind, urmând a fi relocați la finalitatea construcțiilor în aceste locuințe protejate. În ce privește măsurile întreprinse pentru soluționarea problemelor ivite, deja se peceneam, mai bine zis, eu am pregătit toate documentele necesare pentru obținerea licențierilor. Pentru CEA Pad Maria, pentru CPBI Ștefan, pentru CEA Bere Colibri și CEA Bere Teodora, au fost elaborate încă de la finele anului 2023, de pe 7-12-2023, toate documentațiile în vederea licențierii au fost transmise ANVDT de București, precum și în începutul anului 2024. Astfel, motivat de apariția legii 100, așa cum zicea și doamna Almulese, în 16.04.2024, eram la aceste servicii sociale, noi eram deja în procedură de licențiere. Având în vedere apariția legii, a fost suspendată procedura de licențiere, am primit document de la ANVDPD prin care mi se transmite că în urma legii va trebui să întocmim un plan de urgență, modelul planului de urgență, urmând a fi publicat în Monitor Oficial. Din păcate, termenul a expirat, era 2 iunie 2024, dar conform corespondenței primite, soluționarea licențierii a fost prelungită până la apariția în Monitor Oficial a acestui model. Nu sunt... pot să spun că nu sunt bucuroasă de ce se vede la... s-a văzut la televizor. E o situație, consider, de excepție. Atributul meu și dorința mea de a îngriji, de a coordona activitatea de îngrijire a persoanelor adulte cu dizabilități, nu a dorit să ajungă într-o astfel de situație. În colaborare cu directorul centrului, vom face și împreună cu directorul general al DGAS Cluj, vom face demersurile necesare pentru îndreptarea și realizarea tuturor măsurilor primite în procesele verbale. Ne poate explica cineva de la masa asta, în mod concret și pe limba română, cum s-a putut ajunge la situația asta? Și poate explica cineva de la masa asta, în mod concret și tot pe limba română, ce măsuri urgente s-au luat, aplicabile azi, în timp ce vorbim, pentru a se remedia modul acela josnic în care au fost tratați oamenii aia? Concret, cum s-a ajuns la situația de a avea oameni murdari în halul care am văzut cu toți? Cine monitorizează? Nu există un organ de control deasupra managerului acelui centru care să țină un frâng, să verifice. Nu există o procedură cu caracter permanent de verificare constantă a modului în care se aplică, mă rog, planurile astea pe care tot le facem noi, pe hârtie. Mă rog, asta vreau să știu. Cum s-a ajuns în situația de a avea saltele murdare în condițiile în care acum avem atâtea tipuri de saltele, cu protecție, fără protecție, în condiții care, din punctul meu de vedere, se putea gândi cineva că acele persoane fără control interior puteau să aibă parte de, nu știu, pe special,
Asta vreau să auzim cu toții, că planuri știm, se fac, hârtii, legi, cunoaștere. Vă rog, asta să ne explicați în mod concret, care a fost scurt circuitul care a dus la situația asta? În activitatea de verificare a activității, ce scuze, există la nivelul de GSPC Neamț un serviciu de monitorizare care monitorizează periodic, conform unui grafic de activități, toate centrele rezidențiale care au în îngrijire persoane adulte cu dizabilități. Până la inclusiv în perioada în care am fost verificați de toate organismele, nu au existat astfel de situații. Din păcate, consider că este o situație izolată, iar în ce privește măsurile imediate, așa cum am menționat, au fost și au menționat și celelalte organe de control, toate deficiențele constatate au fost imediate în timpul controlului. La momentul în care echipa de control a Consiliului de Monitorizare era la spațiu. Și astăzi pacientul care nu avea ieri control arterial, astăzi are? Nu are, dar este... Și cum îl tratăm? Cum îl ascultă? Ce mecanism a spus în funcțiune pentru remediere? Pentru, nu știu, pentru a fi spălat, pentru a fi schimbat, pentru cum procedați concret, acum, astăzi? Concret. Da. Sunt, așa cum zicea și doamna de la DSP, sunt grafice de igienizare zilnică, iar asistenții medicali din cadrul centrului Colibri urmăresc igienizarea zilnică, efectuarea băilor săptămânale,